Vorbim despre femeie în societate. Societatea actuală, societatea trecută, nu în afara ei, ca o entitate separată, firește, ceea ce ilustrează și manifestarea organizată cu prilejul Zilei Femeii pe 3 martie de Asociația Românilor din Frankfurt și împrejurimi, ARO, când oaspeții, doamne și domni, au fost întâmpinați de Cara Molnar cu mărțișoare din colecția proprie, căci ea are multe preocupări artistice, am mai stabilit noi la RRI, pictură, poezie, muzică, artă textilă, fiind și membră în conducerea ARO. Bun revenit pe frecventele RRI, Cara! Bună seara, bine v-am regăsit! Cara, în newsletterul pe care mă bucur să-l primesc eu de la ARO, doamnele erau rugate să vină elegante ca la parada modei. Citez, căci mi-a plăcut, recunosc, fiți pentru o seară frumoasă ca o floare și extravagantă ca un supermodel. Domnilor, nu vă lăsați mai prejos. Li se promiteau doamnelor aforisme în genere măgulitoare, tot citat, aforisme culese de la celebrități pe tema Femeia Eterna Poveste și o paradă a modei cu cele mai frumoase rochii și compleuri, bine păstrate de ele peste ani în lăzi de zestre. Cara, s-a achitat toată lumea de promisiuni și s-a conformat cerințelor? Sigur că da, haideți să vă povestesc în linii mari cum a decurs seara. În prima parte, vicepreședintele ARO, Vlad Negulescu, a recitat poezii dedicate femei, cum a spus, și aforisme despre femei și cu femei, iar apoi 8 doamne din asociație au organizat o frumoasă paradă a modei pe decade, în care, în decurs de o oră, au schimbat peste 50 de ținute. Am admirat o splendidă rochie de seară neagră din voal și mătase din anul 1926, o rochie originală cu sută manual, și de asemenea un costumaș foarte frumos, elegant, crem cu dantelă și broderie din anul 1930. Apoi au urmat diverse ținute din anii 70 și 80, de călătorie, sport, de vară, moderne și așa mai departe. Iar publicul a fost încântat. În a doua parte a serii, solista noastră, Anca Liliana Coștiug, a cântat pentru noi o ușoară și populară, după care, bineînțeles, că atmosfera s-a încins și lumea a început să danseze. Am cântat și eu puțin împreună cu Anca și apoi ni s-a alăturat la un moment dat și domnul Vlad Negulescu, după cum am zis, vicepreședintele ARO. De asemenea, am avut un bufet bogat la dispoziție, ca de fiecare dată, și, desigur, șampanie la discreție. A fost minunat. A fost minunat și o să mai deșirăm noi așa câte puțin din ce s-a întâmplat la ARO imediat, Cara. Îți spunem bună ziua în limba ta. Îți dezvăluim România în limba ta. Radio România Internațional. Aproape totul despre România. Așadar, Cara Molnar, din conducerea Asociației Românilor din Frankfurt și împrejurimi pe frecvențele RRI alături de noi, și o întrebăm retoric cumva, căci ne-am lămurit, pe lângă poezie, muzică, pictură, faci și design de mărțișoare? Da, fac și design de mărțișoare, lucrate manual din lut polimeric și cu tot acâmul, cu fir roșu, cu alb și pe suport din carton pe care îl decupez tot eu și pe care îl ștampilez manual. Iar doamnele și domnii de la această manifestare de Ziua Femeii de pe 3 martie au fost, bănuiesc, încântați să fie întâmpinați în stil tradițional românesc. Sigur că da, este deja a patra ediție, este al patrulea an în care noi organizăm evenimente de Ziua Femeii și bineînțeles că avem mereu și mărțișoare. A patra ediție a Zilei Femeii organizată de Asociația Românilor din Frankfurt și împrejurimi ARO, în împrejurări similare, adică de Ziua Mărțișorului sau de Ziua Femeii, pentru că voi ați îmbinat cumva Ziua Femeii cu Ziua Mărțișorului, fiind pe 3 martie. Da. Și în acest cadru, tu ai mai și cântat? Eu am cântat în ultima parte a serii, dar a fost improvizație. Nu am fost efectiv în program, ci la final ne-am simțit așa de bine cu toții, încât am cântat fiecare ce a vrut și ne-am simțit excelent împreună. Deci nu ai cântat acea piesă compusă pentru mama ta?
B-am cântat, însă nu aveam în plan să cânt ceva, pentru că eu am prezentat evenimentul și am avut părți de istoria modei pe care le-am notat pe 8 pagini. Și am vorbit foarte mult și m-am gândit că este prea mult să mai și cânt. Dar credeți-mă, așa de frumos a fost și atât de bine ne-a simțit cu toții că la sfârșit am cântat și eu. Deci improvizația nu avea cum să nu fie inspirată. Cred că a fost. Publicul l-a apreciat acum. Mama ta a ascultat vreodată o variantă a acestei teme, să spunem un jazz soft? Știu de la tine deja, este această piesă. Da. Și de ce ai simțit tu nevoia să scrii această piesă pentru mama ta? O ai scris-o acum, anul acesta sau în trecut? Am scris-o anul trecut, dar în sufletul meu s-au adunat mai multe sentimente și emoții și am simțit nevoia să le dau cumva glas. Iar piesa este scrisă și compusă de mine în amintirea unei perioade în care aveam mare, mare nevoie de mama mea, iar ea nu a putut, deși ar fi vrut, nu a putut să fie alături de mine în momentele respective. Și eu am rămas cu acel dor, cu acea durere, cu acea lipsă a ei, pentru că dorul de mamă și nevoia de mamă sunt printre cele mai cumplite lucruri pe care le putem noi trăi. Și până la urmă, tot acel dor și toată acea nevoie s-a concretizat, uite, într-o piesă foarte frumoasă care este tulburătoare și foarte emoționantă. Mama ta trăind în România. Mama mea trăiește acum cu noi, însă a fost o perioadă în care ea era într-un oraș, eu eram în alt oraș și distanța aceea care ne-a despărțit a fost chiar în momentele în care eu am trecut prin niște perioade foarte grele și ea nu mi-a putut fi alături respectiv. Iar al doilea volum de poeme scris de Cara Molnar, intitulat Visul copilului de cristal, are legătură cu acea vârstă a copilăriei sau cu altceva mult mai metaforic? Are legătură cu ceva mult mai metaforic. Este vorba despre modul în care noi alegem sau nu alegem să ne ascultăm conștiința. De ce visul copilului de cristal? Nu știu dacă publicul a auzit sau știe, poate căuta pe internet, dar se crede că acești copii de cristal sunt ființe pure și inocente care aduc pace și prosperitate în lume. Iar ei au o influență puternică asupra oamenilor din jurul lor, sunt foarte intuitivi și nu pot fi mințiți ori manipulați cu ușurință, la fel ca și conștiința noastră. Iar în cartea mea, copilul de cristal, practic, este o metaforă a conștiinței noastre, copilul de cristal care se află în fiecare dintre noi. Acel copil de cristal care este vocea noastră lăuntrică, este conștiința noastră care ne vorbește ca prin vis mereu. Și este vorba despre alegerile pe care noi le facem, conștient sau nu. Însă există mereu vocea aceea care ne spune dacă e bine, dacă nu e bine și așa mai departe. Despre asta este vorba în al doilea de poezii. Iar în următorul pe care ai început deja să-l scrii? Al treilea volum este aproape gata. Este vorba despre nopțile mele nedormite din pricina ideilor care îmi vin mereu în perioada aceea între realitate și vis. Există o particică din timp, înainte, chiar dinainte să adormim, când parcă percepem cumva și realitate, dar suntem aproape căzuți în vis. Iar cartea respectivă vorbește despre influența timpului ăstuia. Pentru că pentru mine timpul acela este ca o sursă de inspirație infinită. Și îmi vin idei fix în perioada aia și după aceea îmi sare somnul, pentru că trebuie să mă trezesc și să notez totul. Și de fapt, cartea aceea este scrisă multe nopți nedormite. Asta vreau să te întreb, dacă reușești cumva să-ți notezi lucrurile acestea, pentru că de regulă, într-adevăr, adormim și nu ne mai amintim când ne trezim. Exact asta, greșeala asta am făcut-o de foarte multe ori, crezând că vai ce idee bună, vai ce text fabulos și zic, n-are cum, deci n-am cum să-l uit, nu există așa ceva. Și bineînțeles că dimineața nu mai știam nici măcar despre ce era vorba, nici nimic. Era gol. Și atunci mă blamam singură și mă gândeam, zic, na, că ai vrut să dormi, n-ai putut să te trezești și să scrii. Cara, știu că pentru a nu uita, nu că ar fi probabil posibil, pentru că sunt într-adevăr oameni de legendă, ai și un alt proiect în perspectivă, pentru a nu uita noi anumite personalități. Care sunt acelea și de ce ai hotărât tu să le aduci un tribut?
Da, este vorba despre o serie de 30 de picturi pe pânze foarte mari, de dimensiuni mari, tribut oamenilor de legendă care au influențat, ori schimbat cursul istoriei prin contribuțiile lor în diverse domenii, artă, cultură, știință, politică și așa mai departe. Și ca exemple pot să vi-l dau pe Alan Turing, care a decriptat Enigma, mașinăria nazistă, și a încheiat practic războiul. El fiind matematician și criptanalist și așa mai departe. Practic a reușit să contribuie la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, nu? De asemenea, îl avem pe Mahatma Gandhi, pe Malala Yousafzai și pe Michael Jackson, pe Messi din sport și pe Michael Jordan, pe Marie Curie și pe Nina Simone. Sunt mulți. Sunt oameni care cumva te-au marcat și ție firul vieții, dar la final, Cara Molnar, te-aș mai întreba ce ți-a marcat ție viziunea asupra femeii, asupra rolului femeii în societatea de astăzi, oare? Eu cred că pe lângă rolul de mamă pe care îl avem noi ca femei și care este un rol nobil și foarte important, mai jucăm și multe alte roluri care aduc constant contribuții serioase în orice domeniu de activitate, nu? Cu diferența că în zilele noastre, cred că prejudecățile față de abilitățile noastre sunt ceva mai rare decât în trecut. Iar rezultatele muncii noastre sunt totuși recunoscute și apreciate și pe care ni le asumăm, nu ca înainte când femeile erau nevoite sau pătuite să își semneze munca prin pseudonime bărbătești sau măcar neutre, să dea un pic așa un iz de ambiguitate și publicul să nu știe exact de cine e scris, de un bărbat sau de o femeie. Deci totuși cred că noi trăim în niște zile mai bune, aici, cel puțin în Europa. Ceea ce m-a frapat pe mine este povestea Malalei Yousafzai. Da. Și dintre toate eroinele și eroii din seria asta de tablouri, eu pe ea cred că o stimez, nu știu dacă neapărat o stimez, dar cred că m-a impresionat cel mai mult Malala Yousafzai, o activistă din Pakistan, care militează pentru dreptul femeilor la educație, care la 17 ani, doar 17 ani, a primit premiul Nobel pentru pace, fiind cea mai tânără persoană care a primit acest premiu și care, pe lângă toate dificultățile pe care le-a întâmpinat, a supraviețuit și unui atentat, a unei împușcături în cap, fiind împușcată de un bărbat taliban. Iar după ce am aflat povestea ei, mi-am dat seama că noi românii, cel puțin, da, vorbim despre noi, nu despre celelalte națiuni, suntem foarte privilegiați. Avem acces la școli, la cursuri, la toate, și cu toate acestea, parcă rezultatele nu sunt pe măsura oportunităților. Noi parcă nu apreciem învățământul pentru că nu știm ce înseamnă să nu îl avem, ori să avem interdicție de a-l frecventa. Într-adevăr, există, dincolo de a fi femeie sau bărbat, sunt niște valori comune care practic duc omenirea mai departe în forma aceea care ne permite nouă să existăm până la urmă. Cara Molnar, îți mulțumim tare mult, îți dorim succes cu toate proiectele tale artistice și cu siguranță ne vom reauzi pe frecvențele RRI. Mulțumesc pentru invitație!